24 de ani, foarte activă și liberă. O libertate pe care cu toții căutăm să o simțim în fiecare zi. O libertate pe care eu mi-am câștigat-o. O pasiune în adevăratul sens al cuvântului. Acea pasiune la care cu toții vă gândiți acum, care există în adâncul inimii, pentru care merită să te lupți, să speri, să plângi, dar și să te bucuri de fiecare secundă în care o faci. Sunt Vanessa Cadar și sunt pilot de raliuri. Am realizat de-a lungul timpului că suntem cumva educați de mici să parcurgem un anumit drum în viață. Mergi la grădiniță, la școală, la liceu, la facultate, învață bine mereu, ia toate examenele, fii cel mai bun. Caută-ți un loc de muncă bine plătit, stabil și muncește zi de zi ca să ai un trai bun și să-ți poți întreține familia. Ai mereu senzația că te lupți pentru a ajunge undeva mai sus, în vârf, și te lupți, te lupți și ce? Ajungi de fapt să realizezi că ai fost cumva înșelat, că ai trăit mereu un viitor, că nu te-ai bucurat de fiecare clipă și că nu există un anume top of the mountain. Da, am trecut și eu prin pașii ăștia, am fost bursieră, am fost premiantă, am învățat bine, am luat toate examenele și am avut locuri de muncă bune și încă am. Însă nu cred că asta te împlinește, cel puțin nu pe termen lung. Ajuns să trăiești doar pentru acele două zile de la finalul săptămânii sau pentru cele 21 de zile de concediu pe an. Nu e un stil de viață. De aici nevoia firească de a evada, de a ne simți liberi, de a ne bucura de fiecare clipă. Ca atunci când te trezești dimineața și este o zi frumoasă cu soare. Nu trebuie să te ridici imediat din pat. Mai poți sta puțin și te gândești ce urmează să faci în ziua respectivă, lucru care îți oferă tot entuziasmul să îți începi ziua. La ce te gândești? Ce anume te-ar determina să zâmbești și să fii nerăbdător să te ridici din pat? Eu știu. Știu că raliurile îmi oferă pofta de viață și dorința de a-mi începe ziua. Raliurile îmi oferă libertate. Nu este vorba doar de cai putere, de viteză, de a avea eu control asupra momentului, dar mai ales de faptul că mă fac să conștientizez momentul, să trăiesc în prezent și să mă bucur de fiecare clipă în care fac ceea ce îmi place să fac. Când a fost ultima oară când ați trăit aceste senzații? De unde pasiunea mea pentru raliuri? Cred sincer că a existat mereu, dar a fost descoperită și hrănită de-a lungul timpului. De când eram mică, îmi place să stau la părinții mei în brațe și să fie eu cea care ține volanul și controlează mașina. La 16 ani am învățat să conduc și până la 18 ani am numărat zilele. Mi-am luat apoi permisul de conducere, din prima evident, și am primit prima mea mașină, un Peugeot Cabrio. Am început să merg la diferite etape de viteză în coastă și de raliu și chiar și de pe margine, ca și spectator, am început să mă virusez cu această pasiune. A fost oricum un moment în care am realizat ce înseamnă efectiv să dezvolți o pasiune, să încerci să devii excepțional. Am învățat multe de la prietenul meu, am stat în dreapta câtorva piloți foarte buni și am început să-mi doresc tot mai mult să fac și eu asta. Am decis să fac acest prim pas în motorsport prin postura de copilot. În asta în dreapta, chiar dacă nu era efectiv ceea ce îmi doream, a fost o modalitate bună de a începe să învăț puțin ce înseamnă efectiv acest sport. Într-o zi am hotărât să fac acest pas către visul meu și acela de a pilota și de a debuta pe drumul meu de suflet, pe drumul poienii. Am început să muncesc și să perseverez în această direcție, mi-am făcut o prezentare de sponsorizare și am început să caut diferiți parteneri care să mă susțină în drumul meu. Am reușit cu doar 3 zile înainte de concurs să găsesc partenerii necesari și fondurile necesare de a participa și m-am organizat cumva în timp record cu toate. Am ales să merg până în ultima clipă și să încerc să dau tot ce pot pentru a ajunge acolo unde sunt și am trecut de obstacolele care au apărut. Ideea este că la fiecare moment, în fiecare clipă, există un aspect care s-ar putea să nu funcționeze și să ruine totul. Te uiți la ceas și calculezi minutele până la care îți vine momentul să iei startul. Ești îmbrăcat în echipamentul sportiv obligatoriu, asta însemnând bluză, pantalon, șosete, combinezon, cagulă, cască și mănuși, iar afară sunt 30 de grade. În mașină sunt peste 40. Te sui în mașină,
iar scaunul te îmbracă efectiv. Îți legi centurile și trebuie să le legi foarte bine, astfel încât să stai perfect fix în scaun și să nu ai niciun fel de joc. Pornești motorul și te urci la temperatura apei, să nu crească mai mult decât este necesar. Dar pentru a evita supraîncălzirea motorului pe probă, pornești și căldura la maxim. Mirosul în mașină este unul specific. În orice mașină de curse, miroase și a benzina, cauciucuri încinse, iar aerul este oarecum irrespirabil și datorită emoțiilor și datorită căldurii, iar până ajungi la start, ți se usucă efectiv buzele. Aștepți un oficial care să te cheme la start și te uiți la spectatorii de pe margine și realizezi în acel moment cât ești de norocos că ești acolo și că poți să faci efectiv ceea ce îți place să faci. Ajungi la start, te uiți la cronometru, iar secundele te trec greu. Trebuie să îți golești mintea complet, să fii perfect focusat, să trăiești în acea clipă, în acel moment, pentru că nu există deloc loc de greșeală. Acele două zile au însemnat pentru mine un adevărat vis împlinit. Au fost incredibile, am depășit toate obstacolele care au apărut și am reușit chiar să mă clasez pe locul 2 la grupa mea. Acea etapă era ultima din campionatul național în curs, așa că pentru 2016 am început să mă pregătesc, să perseverez din nou și să încerc cât mai mult să găsesc toate resursele necesare pentru a participa. Am continuat, după cum spuneam, am perseverat, în schimb, de data aceasta lucrurile au mers foarte greu și am reușit abia, după mai bine de 6 luni de zile, să găsesc un partener care să aibă încredere în mine și să mă susțină. Așa că m-am pregătit tot pentru o etapă, pentru drumul Poienii, dar etapă care de data aceasta a venit cu mult mai multe probleme tehnice. A fost cât pe aici să abandonez în prima zi de concurs, însă îmi doream atât de mult să trec peste probleme și să reușesc măcar să termin etapa. Era atât de frustrant că după mai bine de jumătate de an în care încerci să treci toate problemele apărute, să particip la o etapă cu o mașină care nu este perfect pregătită de așa ceva, tot datorită fondurilor insuficiente. Am reușit oricum să trec peste problemele care au apărut și să termin etapa fără incidente, însă eram atât de supărată că, cu toate acestea, nu se putea pune problema de a face performanță sau de a ajunge din nou pe podium. După acea cursă am început din nou toate căutările și toată munca. Au venit atât de multe promisiuni, speranțe și visuri, pe cât de multe dezamăgiri au urmat. M-am hotărât să caut oricum să-mi cumpăr o mașină, să fie a mea, pentru că astfel ar fi fost mult mai ușor și mai puțin costisitor pentru următoarele etape. Și am reușit să găsesc o mașină, am reușit să găsesc cumva din nou pe ultima 100 de metri resursele necesare și am început să fac pregătiri, să-mi găsesc cazare, echipament, transport, piese, mecanici și toate celelalte de care aveam nevoie. În ziua în care am semnat pentru una din sponsorizări, a picat toată înțelegerea pe care o aveam pentru cumpărarea mașinii. Am plâns în ziua aia cum nu am mai plâns niciodată. Am renunțat la tot ceea ce pregătise până în acel moment și m-am oprit. Nu am plâns pentru că nu mai aveam să particip la respectiva etapă. Am plâns pentru că în sinea mea am hotărât să iau o pauză. O pauză de la pasiunea care mă hrănește atât de mult. O pauză de la acest vis al meu. Acum sunt manager de vânzări și marketing într-o companie de IT. Sunt consultant wellness și antrenor fitness seara, iar în weekend sunt instructor de echitație. Am hotărât să lupt. Am hotărât să lupt pentru ceea ce îmi place cu adevărat plăcere să fac și să revin la curse în momentul în care voi putea arăta ce pot, în momentul în care voi putea face cu adevărat performanță. Visul meu este de a deveni primul campion național de sex feminin, de a arăta că și femeile știu să conducă, că au talent, putere, curaj și ambiție să facă acest gen de sport. Oricum ar fi, eu sigur nu renunț, dar uneori este nevoie să te oprești din ceea ce faci, pentru a putea să dărâme obstacolele din cale. Și cred că cu toții ar trebui să ne urmăm pasiunea, să luptăm pentru ceea ce ne face cu adevărat plăcere să facem.
Pentru că dacă faci un lucru din pasiune, nu se poate să nu excelezi. Libertatea vine din a-ți lua viața în propriile mâini, din a lucra pentru tine la visurile tale. Și cred că dacă lucrezi la asta, ajungi efectiv să trăiești în prezent, să te bucuri de fiecare clipă și fiecare secundă și să nu lași viața să treacă pe lângă tine. Și dacă lucrezi și te ridici după fiecare obstacol care apare în calea ta, sunt convinsă că poți să continui în drumul tău către succes. Pe acest drum sunt eu, Vanessa Cadar, 24 de ani, ambițioasă și liberă la 40 de grade.